În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul. Aș vrea să mai stăruim puțin cu Evanghelia din ziua de astăzi, cu acest bogat care ne poate reprezenta pe oricare dintre noi, am zis eu. Nu pentru că am fi noi bogați, dar, vedeți, nu îi se dă niciun nume acestui bogat. Și la sfârșit, concluzia Evangheliei, ne atrage atenția că așa poate păți oricare om. Adică, ce putem păți? Ne poate rodi nouă țarina? Ne pot merge nouă afacerile bine? Putem noi să prosperăm și să fie aceasta nu spre binele nostru, ci spre încălcirea noastră? De bună seamă că oricare dintre noi vrem să ne fie mai bine. Toți vrem ca în lumea aceasta să ne meargă cât mai bine. Să avem tot ce ne dorește inima, să avem tot ce ne dorește sufletul, zicem noi. Dar tocmai aici apare problema și a bogatului din Evanghelie. Și el dorea la fel. Cred că mulți ani a fost bogatul acesta într-o situație obișnuită. Adică a muncit, probabil că a moștenit avere multă, și în anul respectiv, zice Evanghelia, că i-a rodit țarina din belșug. Asta înseamnă că i-a dat niște roade peste așteptările lui, peste planurile lui. Mult mai mult decât era necesar. Acum, dacă avea ambare, înseamnă că știa să-și le rânduiască toate, știa să-și pună pe iarnă, știa să-i ajungă până anul viitor. Și problema lui că și-a mărit ambarele a fost mai întâi de egoism, cum au pomenit frații aici, după aceea de nepăsare față de cei de lângă el, pentru că Dumnezeu nu i-a înmulțit darurile pentru ca el să strângă mai mult. Zice la un moment dat Mântuitorul în Evanghelia după Luca, capitolul 21, luați seama la voi înșivă să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare și de băutură și de grijile vieții și ziua aceea să vină peste voi fără de veste ca o cursă, că va veni peste toți cei ce locuiesc pe fața întregului pământ. Ce înseamnă să se îngreuieze inimile noastre? Tocmai lucrul necesar care îl vedem noi poate să ne îngreuieze inimile. Când noi zicem, apoi vreau ce îmi dorește inima, să-mi cumpăr ce îmi dorește inima, numai atâția bani să am, să-mi ajungă cât îmi dorește inima. Hai să ne gândim, inima ce-ți dorește? Că nu-ți dorește inima. Tocmai aici e problema și a bogatului. Face confuzie foarte mare în ce dorește inima, ce dorește sufletul și în ce dorește trupul. El cum îi zice? Suflete, mănâncă, bea, odihnește-te și veselește-te. Și în felul acesta el crede că sufletul lui mănâncă roadele hambarelor, că bea din alcool și din cele cu care se adăpau oamenii, că sufletul lui se odihnește stând pe pat, dacă are hambarele pline, nu mai trebuie probabil să muncească anul viitor, că se veselește, poate să facă chefuri și distracții, care bani suficienți, că nu va duce lipsă de nimic. Oare nu ne vine și nouă ispita aceasta câteodată? Cum ar fi ca anul viitor să nu mai lucru așa de mult? Să muncesc numai câte 2 ore pe zi, așa din când în când, să pot să-mi vină banii așa mult mai ușor sau să-i dobândesc într-un mod necinstit. Sunt atâția oameni care caută lucrul acesta și lumea în care trăim ne ispitește și ne pune înaintea ochilor tocmai acestea. Reclamele care le vedem la televizor și pe stradă și lumea care ne înconjoară nu ne îndeamnă deloc la a ne îngriji de suflet. Toate sunt în direcția trupului. Toate să ne facă trupul, să ne ambiționăm, să-i dăm trupului cât mai multă mâncare, băutură, confort și distracție. Și în felul acesta omul uită de suflet. De multe ori mă doare inima când văd că ne scade râvna pentru cele duhovnicești. Că suntem în stare pentru cele trupești să facem foarte multe. Suntem gata să depunem efort pentru o sumă de bani, eforturi supraomenești de foarte multe ori.
Să nu dormim nopțile dacă trebuie. Suntem în stare pentru cele pământești ca să oferim familiei noastre, trupului nostru, cele care El are nevoie, care El ni le cere, suntem în stare de foarte multe lucruri. Dacă ne-i vorba să facem pentru suflet ceva, zicem, da, păi, nu-i de ajuns că mergem duminica la adunare. A, mai mergem și duminică dimineața la liturghie, oare n-ajunge, Doamne? Poate că mai citesc câte un capitol din Biblie și mai zic și câte o predică. Și credem că cu astea se odihnește sufletul, se veselește sufletul, se hrănește sufletul cu așa ceva? Păi dacă i-am dat trupului numai o dată pe săptămână de mâncare, deci, trupule, duminică îți dau o basculă de mâncare, de toate felurile, dar după aceea, până duminica viitoare, nu mai încerc nimic. Cum ar fi? Poate că ai luni, am fi giftuiți, îmbuibați, te-am fi scârbit de mâncare, dar marți deja ni s-ar face foame. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că sufletele noastre ajung într-o paralizie. Dacă sufletul nostru nu simte foamea duhovnicească, foamea după cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu mergi în mijlocul săptămânii și zici, măi, săptămâna asta am citit foarte puțin din Scriptură și sufletul meu cere asta, suntem ca bogatul din Evanghelie. Vedeți cu ce cuvânt dur numește Mântuitorul pe acest fel de oameni? Că nu e un om. Suntem noi toți care uităm de suflet și ne îngrijim de trup. Cine uită să meargă miercuri la lucru sau la școală? Că se trezește dimineața și am uitat să mă duc la școală. Cine uită joi să-și pună de mâncare dimineață, la amiază, seara, uită. Nu uităm de astea, nu? Dar de suflet. De hrana sufletului, de mâncarea lui. Cum putem să uităm așa de repede? A, sufletul, păi duminică acolo o să zică frate niște predici, mă hrănesc bine și mă duc. Și după aceea mi-ajunge. Nu ne ajunge, dragii mei, o săptămână. Oricât de vitej și de duhovnicești ne-am crede, sufletul are nevoie de hrană ca și trupul. Dacă noi confundăm mâncarea, că avem frigiderele pline și avem acum, slavă Domnului, nu ducem lista de mâncăruri și de post, dacă vrem să ne giftuim, să ne îmbuibăm, tot putem. Că avem. Ne-o dat Dumnezeu. Avem și confort. Nu mai răbdăm friguri pe care le răbdau frații. Când a venit prima dată în Cluj, la Sfântul Ilie, era un frig de... Când se termina adunarea, frații abia așteptau nu să ajungă acasă, să iasă afară, că era mai cald afară decât în biserică. Dar nu s-au încăpățânat să zică, nu mă mai duc la adunare, îmi caut în altă parte, facem altceva. Nu au zis, dacă acolo ne-a pus Dumnezeu, asta trebuie să răbdăm, cu asta mergem înainte. Nu mai vorbesc de fratele Traian, care povestește cât frig a răbdat în închisoare și cum se încălzea unul pe altul iarna. Ei, tocmai lucrurile acestea, știți ce au făcut din ei? Au făcut să-și dea seama că dacă hrănesc sufletul, trupul, și dacă se îmbolnăvește, nu are așa mare importanță ca și sufletul. E lupta aceasta pe care fiecare dintre noi o avem de dus. În lăuntru nostru e un război, continuu. Trupul cere una, sufletul cere alta. Știți ce se întâmplă? Cu cât îi dăm trupului mai multe, cu atât sufletul nu mai se aude. Poate se strige sufletul. Vreau Scriptură, vreau rugăciune, vreau biserică, vreau împărtășanie, vreau adunare. Nu-l mai auzi. De ce? Că e plin trupul. Și trupul zice, taci din gură, acum eu sunt puternic, eu sunt plin de mine, eu poruncesc aici. Vedeți de ce a rânduit Dumnezeu biserica? Postul în biserică? În fiecare post și în fiecare miercuri și vine, trupul trebuie disciplinat. Acum, e miercuri, e vineri, astăzi te gândești la Hristos care a fost vândut, care a fost răstignit și trupul îl pui un pic la respect. Nu zice să-l înfometezi în așa măsură încât să se îmbolnăvească, dar îi pui un pic și dai cât e necesar, sau aș zice eu, cât l-a lăsat Dumnezeu în rai să mănânce, nu să se giftuiască, pentru ca să se poată afirma și sufletul. Ca sufletul să poată ieși în evidență, ca omul să aibă vreme. Păi nu mă uitați-vă, când omul se preocupă foarte mult de mâncare, toată ziua trebuie să gătească. Câte feluri de mâncare? Păi nu numai un singur fel, că era mâncat dintre ăsta, nu mai mâncăm și astăzi, că mă critică soțul sau copiii și nu-i bine. Duminica trebuie mai multe feluri. Aș vrea să ne gândim cât stau gospodinele noastre în bucătărie ca să ne delecteze
cu mâncăruri stăm noi la Scriptură? Sau cu câtă preocupare? Hai să văd alte rețete, alte lucruri, alte ingrediente ca să pun să fie mai bună mâncarea, mai interesantă. Ne gândim așa la Scriptură? Ce să le spunem fraților? De câte ori vă frământați? Păi dacă vin la adunare, oare ce poezie merge la inima fraților? Să o frământ o săptămână întreagă, să o citesc, să o învăț, să o trăiesc și când vin aici, frații să se simtă hrăniți, să meargă acasă, să zică, oh, sufletul meu a mâncat o mâncare foarte bună în ziua de astăzi. Părintele Iosif Trifa tocmai asta zicea cu oastea Domnului, că noi trebuie să dăm o mâncare gustoască oamenilor, dacă nu-i gustoasă. Dacă predicile noastre sunt plictisitoare, dacă poeziile noastre zise doar așa ca să le zicem, dacă cântările noastre le cântăm, că trebuie să le cântăm. De multe ori mă gândesc, oare mai e bine să punem proiectorul sau nu mai e bine? Ne lăsăm cărțile acasă de cântări, mai lăsăm și Bibliile, nu-i nicio problemă. Și în felul acesta noi nu mai suntem legați nici de cântare, nici de Scriptură. Cum trăim noi cântarea, poezia, cuvântul, Evanghelia, cuvintele acestea care ni se citesc? Sunt unii frați răscoliți de cuvântul lui Dumnezeu. Și noi zicem, o vorbi frumos, fratele. Și am plecat de aici. Cum? Schimbăm ceva noi? Discutam cu tineri vineri la studiu biblic că părintele Iosif Trifa au zis că oastea Domnului va avea biruința lui Hristos și are biruința și se vede biruința. Și am întrebat, care e biruința aceea? Că vin oamenii, că-s prezenți mai mulți oameni în biserică? Nu aia e biruința. Biruința că oamenii schimbă viața. Că pot să fie pline bisericile și pline adunările dacă omul nu și-a schimbat viața cu adevărat, aia nu-i biruință. Că poți să-l aduci cu forța, pe unul sau pe altul. Să fie cu trupul prezent aici. Dar sufletul? Asta ne învață Evanghelia de astăzi. Să punem accent pe suflet, să ne hrănim sufletele noastre cu rugăciune, cu Scriptură, cu tot ceea ce ne-a dat Hristos ca hrana sufletului și să nu mai confundăm. Pentru că cu cât ne îngrijim mai mult de cele trupești, uităm de cele duhovnicești. Fratele Traian zice așa, avuția cea mai scumpă este dragostea curată, ce o adună și o păstrează o credință adevărată. Avuția asta crește în cuvânt și faptă bună și aduce cui o are a virtuților cunună. Nu aceea-i bogăție care furii pot să o sape, care viermii pot să o roadă, ori să o ducă foc și ape, nici aceea de care moartea poate oricând a te desparte, ci aceea ce îți rămâne pentru veci și după moarte. Evanghelia din ziua de astăzi așa se încheie. Vai de acela care nu se îmbogățește în Dumnezeu. Ce bogăție ne rămâne nouă în veci și după moarte? Ce am strâns noi pe pământul acesta? E adevărat că fiecare adunare e acces la o altă comoară. Dar asta în funcție de, și de noi. Că aici Hristos își revarsă harul său, își revarsă binecuvântarea sa, își revarsă cuvântul său, dar fiecare dintre noi culegem. Că noi suntem și pretențioși, știți? Nu trebuie numai bijuteriile alea. În felul ăla, în culoarea aia, în stilul ăla. Dacă e altfel, nu mă interesează. Ei, cuvântul lui Dumnezeu, care astăzi s-a auzit și care în fiecare duminică l-auzim, e o avere pe care fiecare, dacă ne-o asumăm, ne îmbogățim. Dacă o lepădăm, suntem săraci. Vă aduceți aminte că am mai zis și anul trecut și cuvântul acesta parcă nu pot să-l uit. Zicea cineva, sunt oameni atâta de săraci că n-au decât bani. Oare noi cât de bogați suntem? Că de suferit de foame, nu știu cât am suferit în ultima vreme. De suferit de frig, iară nu prea știu. De suferit de sete, de lipsa somnului, asta poate, dar nu din cauza calculatorului sau televizorului, ci din cauza rugăciunii. De câte ori am suferit lipsa somnului, din cauza citirii? Că vreau să termin cartea aceasta, ne-am propus cu tinerii să citim din istoria unei jerfe. Cât jerfim? Că trebuie să jerfești, ca să citești, trebuie să jerfești din timpul tău, din comoditatea ta, din odihna ta. Și când jerfești ceva din tine, atunci intră Hristos cu toate ale sale. Haideți să rugăm pe Dumnezeu să ne dea gândul cel bun
și să nu cumva să ne ajungă și pe noi nebunia acestui om, să ne îngrijim mai mult de trup decât de suflet. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.